Salut! Sunt Lucian Mitra, de data asta fără Sergiu, și sunt pe lacul Tâncăbești, unde am pescuit pontonul 3. Destul de slab cotat, deci nu e nici pe departe printre cele mai bune de pe lac. De aceea așteptările mele pentru această partidă au fost destul de scăzute. Mi-am propus să prind 5 pești, trebuie să vă menționez că sunt la o partidă de 96 de ore și am considerat că pentru acest an și pentru această vreme, evident, 5 pești ar fi o partidă destul de reușită. Am reușit să prind 4 pești până acum și probabil așa voi rămâne pentru că sunt în ultimele 2-3 ore ale partidei și trăsturile întârzie să mai apară pentru că vremea s-a schimbat extraordinar de tare. Dacă la începutul partidei am început pe frig, cam 12 grade pe timp de zi și spre 0 pe timp de noapte. Partida a început miercuri, până sâmbătă ne-am dus în 26 de grade sau 28 de grade ziua și 5 grade seara. Și astăzi, duminică, iar am scăzut la temperaturi, nu știu, cred că acum sunt undeva la 10-12 grade, e destul de frig. Și de aceea lucrurile nu au mers așa cum ar fi trebuit să meargă, dar totuși am reușit să am 4 capturi cu pești foarte frumoși. Să știi că tu ai dreptate. Da? Mă bucur pentru tine. E rezistentă la apă? Nu. Adică e rezistentă la modul la picături, dar nu doar să bagi în apă. Mamă, ce bucuros sunt Gabi, nu-i mai de... Și mă stai seama că... Mai ai unul la sling. Ridică slingul, da. Cui care 20, eu văd. Nu cred, dar e 5 par sigur. Mamă, dar vrei să te ajut? E mai mare decât am crezut și am crezut că îl bag mai ușor, da. Partida mea a început, bineînțeles, cu câteva zile înainte să ajung pe lac, așa vă recomand și vouă. Pe lângă pregătirile echipamentelor, monturilor și așa mai departe, cel mai important lucru pe care puteți să-l faceți înainte să veniți pe orice fel de lac este să vă luați informațiile despre standul pe care pescuiți și despre lac, evident. Ponton 3 nu am mai pescuit, am mai pescuit zona asta de lac, am mai pescuit Naesec, anul trecut în aceeași perioadă fix la jumătatea lui aprilie, doar că atunci vremea era foarte frumoasă. Deci am avut o partidă foarte bună. De data aceasta, în jurul meu nu prea s-a prins pește, datorită vremii cel mai probabil, care este foarte schimbătoare. V-am spus, temperaturi foarte scăzute pe timp de noapte și destul de ridicate pe timpul zilei și asta face ca crapii să fie apatici. Ok, mi-am luat informațiile, am venit pe lac, știam anumite locuri. Când am întrebat de acest stand, toată lumea a fost puțin surprinsă că l-am ales. L-am ales pentru că mai avem alte standuri mai bune disponibile,
doar că acesta este un stand cu ponton, poți să intri ușor în barcă, eu m-am accidentat la genunchi, am vrut să am o partidă destul de ușoară, fără să trească să ies după fiecare pește în barcă, fără să am foarte multe agățături, am preferat să am mai puține capturi, dar să fie un pescuit mai relaxat. După ce am cerut informații, am fost destul de îngândurat, pentru că toată lumea mi-a spus că acest stand nu este un stand bun și, într-adevăr, și eu am uitat peste concursurile anterioare și mai mult de 2-3 pești standul ăsta nu prea a prins. Ce era să fac? Am venit pe lac și am încercat să make the best of it. Prima oară, evident, am ieșit cu barca, cu sonarul și cu prodding stick-ul. Am început să caut în zonele în care am primit informații că ar putea fi zone mai fierbinți ale acestui stand și, într-adevăr, zonele alea se prezentau foarte bine pe substrat. Locuri de câțiva metri pătrați, cu argilă tare sau cu piatră sau locuri în care se vede că montura e ușor de prezentat sau că pe acolo au mai fost crab care au mâncat. După asta, după ce am identificat în prima fază locurile de care eram cel mai sigur, am zis ok, hai să caut și eu, hai să mă duc pe toată lungimea standului și chiar și pe standul P4 care era liber în dreapta mea. După ce am sondat tot modul de vis-a-vis, am zis că ar fi bine să văd și pe mijlocul lacului dacă găsesc vreo structură. Acolo a fost total fail, am găsit numai nămol, nu am găsit niciun fel de structură. Am început partida cu un stil de nădire foarte precaut, am dat câte o scafă pe fiecare montură, am folosit Ronnie Rig și Reverse Combi, deci monturi de pop-up. Am încercat să folosesc momele cât mai micuțe, cât mai discrete, ușor de absorbit, pentru niște crapi apatici. Amestecul de nădire l-am făcut destul de complex și totodată foarte atractiv. Am folosit o grămadă de lichid. Ce să mai... Am încercat să iau orice pește, nu am vrut să fac niciun fel de selecție. Asta s-a schimbat ulterior. Am avut prima trăsătură de la salcia verde. Salcia verde care mi s-a părut cea mai evidentă structură de pe standul meu, este un loc în care din copac evident cad tot felul de chestii pe substrat, larve și alte lucruri și bineînțeles cât crapul caut acolo mâncare pentru că în general și găsește. Scot primul pește de acolo și mi-e clar că locul ăsta e un loc fierbinte, în stânga mea încă standul P2 era ocupat, practic salcia verde era limita de stand. Și celelalte locuri au întârziat să îmi dea vreo trăsătură, nici măcar o trăsătură n-am avut. Cumva, la 24 de ore după ce am început partida, trebuie să încep să caut alte locuri. Standul P4 era încă liber în dreapta mea și am hotărât că ar trebui să mă duc pe colțul spre Ponton Vernescu, unde este o zonă de nisip. Din informațiile mele, acolo s-au prins destul de mulți pești și am dus și o lansetă acolo. Și am mai schimbat ceva. În a doua zi am început să nădesc puțin mai mult. Am început să nădesc două scafe de amestec de nădire. Long story short, până la finalul partidei am început să nădesc din ce în ce mai mult și am folosit numai monturi cu snowman, în general pe slip de rig. Ce mi-a plăcut foarte mult din ce am folosit au fost noile wafters de la CPK Vulcan 3D. Am folosit căpșună și banană, dar nu cred că contează foarte mult aici aroma, cât contează foarte mult faptul că mi se pare foarte atractivă dintr-un punct de vedere. În primul rând, forma lor conică e foarte interesantă, așa arată și mi se pare foarte interesant vizual în primul rând. În al doilea rând, dau un dip în ele, un dip 3D fluo se numește, care face un orișor în jurul lor. Pe lângă partea chimică este și, v-am spus, este chestia asta vizuală, pentru că în perioada asta crapul se hrănește foarte mult și vizual.
amestecul de nădire, am vrut să fie unul foarte atractiv și foarte complex. Când pescuiești plantat, îți poți permite să aduci orice tip de nadă pe patul de nadă sau lângă cârlig. Mi se pare important să oferi diversitatea asta crapului. Dacă vrei să fie o diversitate bazată pe bolis, cu un amestec de nădire puțin mai neutru, fără briz-brizuri, fără nu știu ce lichide, fără o atractivitate sporită, da, ok, folosești bolisuri de diferite mărimi sau tăiate, sau, dar pentru că suntem în perioada asta și vremea este așa, am hotărât că trebuie să fie un amestec de nădire foarte atractiv. De aceea am folosit... Baza, evident, este formată din bolisuri de 20-24 de milimetri fishmeal din gama Old School, crab și prună, care, apropo, sunt niște bolisuri foarte prinzătoare și mixul lor este foarte mișto. Este un mix destul de aerisit, care permite atractanților să se libereze foarte rapid în apă și asta mie îmi place foarte mult pentru perioada asta și prețul lor este foarte bun. În momentul ăsta, cutiile de 5 kg sunt reduse de la 270 de lei la 160 de lei și mi se pare imbatabil pentru un fishmeal de calitatea asta, mi se pare super preț. Peste bolisurile Old School, crab și prună, am vrut să folosesc și o parte de bolisuri bird food, am ales sweet corn-ul. Ideea cu sweet corn-ul este că sunt niște bile foarte atractive și rapide și mie îmi plac foarte mult. Dacă vă cumpărați vreodată și le mirosiți, o să înțelegeți de ce. Mi se par foarte, foarte mișto. Niște bile destul de rapide, pe bază de bird food, care ar trebui să lucreze puțin mai repede decât fishmeal-ul. Am adăugat un mix de semințe. Acest mix de semințe este ușor digerabil, sunt prefierte, porumb, cânepă, grâu, văd pe aici. După mixul de semințe am adăugat partea lichidă, să zic așa, și am folosit Bagman. Și pe lângă asta am folosit și un sirop de alune tigrate. Ce îmi place mie foarte mult la Bagman și de ce vi-l recomand și vouă, n-am amestecul de nădire, și pentru pescuit plantat, dar și pentru lansat la pungi, spre exemplu. Îmi place acest aditiv pentru că conține hidrolizatul de somon. Hidrolizatul de somon este o proteină predigerată care este foarte ușor asimilată de către crabi. Am amestecat toate astea, ăsta e amestecul meu de nădire, asta am folosit. Mi se pare destul de complex și mi se pare că oferă destul de multă diversitate pentru că în perioada asta crabii se hrănesc foarte mult vizual, după cum v-am spus. A avut boisuri tăiate, a avut boisuri de 16 mm, de 20 mm, de 24 mm, a avut și semințe. Deci a avut acolo tot ce putea el să-și dorească, putea să leagă din foarte multe componente din patul de nadă. Și asta mi se pare că atrage crabul chiar și în perioada asta și de asta am hotărât să pescuiesc așa. Legat de locuri, aici nu cred că cineva poate să spună că a găsit formula magică în alegerea locurilor. Este o chestie de trial and error. Încerci până descoperi un loc care îți dă pește. Locurile se pot schimba de la o zi la alta, nu mai zic de la una la altul. Ce e valabil acum un an, în mod sigur acum nu mai e valabil sau cel puțin nu într-un procent foarte încurajator. Deci, experimentați, încercați cu mai multe locuri, fiți flexibili și căutați peștele. Cu toate că eu vă zic asta, eu nu prea am făcut asta. Am insistat foarte mult pe două locuri care nu mi-au dat niciun pește. De ce? Pentru că aveam aceste informații că acolo ar trebui să fie un loc foarte fierbinte. Și am tot așteptat. Ce aș fi putut să fac eu mai bine în partida asta este să nu insist pe anumite lucruri atât de mult. Aș fi putut să mă extind mai mult pe standul P4, care a fost liber din perioada asta de 96 de ore, a fost liber 48 de ore și aș fi putut să caut mai multe locuri în zona aia. Aproape că mi-am atins obiectivul de 5 pești, asta mă bucură, toți peștii au fost over 10 kg, au avut o maximă de 17 kg.
Overall, așa sunt destul de mulțumit. Nu a venit cu mare așteptare, deci faptul că am prins 4 pești foarte frumoși, pe mine mă mulțumește total. Ce o să fac diferit data viitoare ar fi să nu mai aștept atât de mult după trăsătură pe un loc pe care nu au avut nicio trăsătură. Cred că 24 de ore în perioada asta poate fi suficient, pentru că în perioada asta cam trebuie să, după părerea mea, trebuie să cauți peștele. Într-o partidă de 96 de ore ai timp să cauți peștele. Așa că ar fi trebuit să fiu puțin mai flexibil, să caut mai multe locuri. Poate chiar să cobor. Legat de substrat, ce am găsit pe substrat pe malul celălalt. Fiind mal, evident, apa în buza malului este mai mică și eu am dus monturile destul de aproape de buza malului. Cred că aș fi putut să cobor vreo 5-6 metri și să las monturile pe o zonă puțin mai adâncă. Asta cred că aș fi putut să fac. Alt lucru pe care puteam să-l fac ca să îmbunătățesc rezultatele partidei ar fi fost să folosesc poate o altă strategie de înădire. Nu știu în ce fel, dar pur și simplu diferită. Să încerc și alte abordări. Poate trebuia să adun mai multă nadă în jurul monturii foarte comasat în zona aia. Eu am aruncat-o pe o zonă puțin mai mare. Poate aș fi putut să folosesc mai puțin nadă. Poate intuiția mea de a da mai multă nadă a fost greșită. În final am reușit să identific 4 locuri care mi-au dat 4 pești. Unul este Salcia Verde, altul este zona de nisip de după colț care duce spre Ponton Vernescu. Am mai luat un pește din stânga Salciei Verde, unde erau niște crengi căzute. Acolo iar e o zonă care mi s-a părut bună, pentru că crengele alea pot aduna hrană pentru crapi. Și al patrulea pește l-am luat dintr-un golf care delimitează standul Ponton 3 de standul Ponton 4. Prea multe concluzii nu o să pot să trag după partida asta, au fost mult prea puține capturi ca să pot să spun ceva definitoriu și oricum să vă feriți în general de persoane care vă spun că așa este sigur, mai ales în pescuit. Mi se pare că pescuitul este despre trial and error și despre debate între pescari și a compara experiențele mele cu experiențele tale și a încerca să înțelegem ceva de acolo. Nu există un adevăr absolut în pescuit. Evident, sunt niște reguli generale pe care toți trebuie să le știm, dar sunt sigur că dacă vă uitați la video ăsta le cam știți. Vă încurajez atunci când veniți la o partidă de pescuit să adunați cât mai multe informații și să veniți pregătiți să faceți schimbări și să munciți și să vă dați peste cap ca să găsiți pentru perioada în care sunteți, pentru sandul pe care pescuiți, o formulă care să vă dea pești. Vă mulțumim foarte mult pentru susținerea pe care ne-o arătați la fiecare clip. Știm că clipurile noastre nu au fost postate la un anumit program și că am întârziat să le postăm și așa mai departe, dar trebuie să înțelegeți că e un proces destul de lung pentru a face un clip și nu din asta trăim. Apreciem foarte mult susținerea voastră, continuați să ne lăsați un comentariu, continuați să dați like. Mulți dintre voi nu au dat subscribe și vă rog să o faceți, să apăsați clopoțelul ăla ca să vedeți când postăm, pentru că nu o să pot să vă spun când o să fie următorul video, dar dacă apăsați clopoțelul o să vă apară la notificări și sigur o să vedeți. Și cam asta a fost videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut și aștept feedback-ul vostru în comentarii. Noi variem puțin stilurile, după cum vedeți. Video-ul ăsta a fost mai mult într-un stil de vlogging, să zic. Deci mai puțin cinematic și mai puțin, eu știu, carpi, așa. Dar încercăm să variem stilurile și să vedem ce v-ar plăcea vouă cel mai mult, pentru că în primul rând creăm pentru noi, dar și pentru voi ca să vă placă și să plecați cu ceva după ce vă uitați la un clip de-al nostru. Nu ezitați să ne scrieți, să ne spuneți, băi, uite, mi-a plăcut asta pentru că, nu mi-a plăcut asta pentru că. Fie rendințe!